Acesta are 3 acte și este jucată de 7 actori principali. După povestesc nimic, dar cu vă rog să fiți atenți la replicile și atitudinea actorilor. Cu băieți! Care băieți? De la Medisa! Care băieți de la Medisa? Păi cu Viorela lui Doipan și cu Marian. Ce căuți cu Viorela cu Fari? S-a venit să mă iubite. Păi de ce ai? Cu ce ai iubire la vârsta ta? Te rog frumos să-mi lași în pace! Pentru că... Ce? Te auzi ce spui? Mie îți dă-i uită-te la mine când vorbesc. De când ești însărcinată și eu nu știu. Cum nu știi? Nu știu, de vorbitor, de noi. Copii mai trebuia. Dar tu niciodată nu mi-ai explicat. Bă, nu mai comenta la mine. Da, nu mai comenta la mine. Niciodată nu mi-ai spus ce să faci și să nu-mi fac. Bă, nu mai comenta da, la mine. Da, tu te-ai înțeles. Nu e bine să faci aia, nu e bine să faci aia. Mi-ai spus că o fie cu baza. Bă, bune, e bine cu baza. Haideți, domn doctor, acu ce fac? Păi de ce n-am zis cu bine de aia? Păi nu știu să te-am acolo. În câte luni? Câte luni ești față? În 2-3 luni, nu știu. Ia, ce se mai fac? Deci la mare. Haideți, vă rog frumos, chiar nu se poate face nimic. O mare casă. Dar să vedeți așa, dacă eu am un cabinet particular peste stradă, veniți acolo la mine, îi facem analize. Păi și cât costă? Că la mă zic că ăsta e așa. Cât? Nu am domn doctorat cu ce-a faci. Lucrurile am doar un salariu în casă. Soțul meu lucrează. Și ce să spui eu dacă dumneavoastră n-ați avut grijă de ea? Eu nu știu cu nimic. Păi, prima mână e 7 milioane, anul și 3 milioane și mi-a dat cu vreți, nu-i drogă aceea. Și după ce naștea, putea să-i faceți ceva ca să nu... După naștea, poți fi trompe, dacă vreți, nu am. Ce aia? Să nu mai fac copii. Și atunci ce-i faci? Ce să-i fac? E, s-o mărit! Ce stai tu acum să-i crești blozi ei sau ce? Mamă, fratele meu, asta e culmea. Și Dorea ce zice? Ce face ăla acum? Păi, fata mea, face ea așa ceva? Aș călca-o în picioare dacă ar face așa ceva. Ce mai fac? Păi de acolo stai și după stradă la 12-1 noaptea. Vezi ce faci? Fiat, o iubești? O iubești, vreau să faci un... Păi fiat, nu faci. Dă-i făcut mătul ăla odată. Eu am niște plăbune. Fiat, faci nuntă, după banii jumătate așa o dată, e rachetă mireasă, și nu asta, că n-am bani. Nu ce spui, n-am bani. Am rămas singur acum, o să râdă toți de mine. Dar sper să fiu fericită, după Viorel. O fată, Maneta, este minoră, are 14 ani și avem o mamă, da? Care-i conflictul între ele? Ce, care este neînțelegerea între ele? Fata vorbește cu Viorel și vrea să se mărite cu el. Povestea este inimică. Fata iubește pe Viorel și dorește să se căsătorească cu el. Dar și mărturisește mamei că a rămas însărcinată. Care este reacția mamei? Să-l cheme pe Viorel la discuții. Ce o să zică lumea? Ce o să zică lumea este reacția mamei? Te bucur, vă scandă, iată. Păi nu, frate, eu vreau nuntă, ai înțeles? Că nu ți-o lasă. Nu să-mi faci nuntă. De ce ar avea fata de pierd? Fata îl iubește. Băiatul o iubește, da? Da, dar dacă nu au o posibilitate... Ce are fata de pierd? Ce nu au? Nu are posibilitate viitorul ginere să facă nunta și ce mai are? Deci, pe de-o parte, vorbim de faptul că băiatul și el minor are, va avea dificultăți în a întreține familia, pe de altă parte vorbim de abandonul școlar. Pentru că prima consecință a acestei povești este abandonul școlar. Dar Maneta îl iubește pe Viorela lui Doipan.
care este reacția comunității? Revenim la reacția comunității. Ce zice comunitatea? Bună ziua, domnule. Bună ziua. Ce problemă? Fica mea este însărcinată. Trimite la medicul care aveți? Nu. Nu? Ce face doamne? Stop! Îl lăsăm așa? Trimitele de la medicul, ce face doamna? Lăsăm așa cu medic? Nu, și nu trebuia să spună direcția mea însărcinată. A venit să o consultați, să-i spune locul. Dacă mai e domnișoară. Cristina e doctor. E surpriză, ei află că e însărcinată. Okay. Deci vine Cristina un alt fel de doctor. Nimic nu înseamnă cu ce era înainte. Cristina este altcineva. Este alt doctor. Să vedem cum ar fi un alt doctor în situația în care o mămică și o minoră vin la avort. Începem. Bună ziua. Ce s-a întâmplat? Avem și eu o problemă. Ce problemă? Vă spun. Mica mea este însărcinată. De unde știți dumneavoastră că este însărcinată? Mi-a spus ea. Ți-a spus ea și când s-a întâmplat? Ei mi-a spus ce mai rău. Ce-a spus ea? Ei mi-a spus. De cât timp? Când mai rău? Da, nu e un lucru ușor, dar acum este consumat. Ce gândești? Ce crezi că faci de acum? Ce e bine să alegi pentru ea? Am fost la doctor și nu am putut să fac avort. Să fac avort? Păi de ce să fac avort? Eu am murit. Am înțeles. Dar de ce să fac avort? Ai fi vrut să facă dacă era posibil? Da. Nu, și când o să-i spui? Cu școala, ce o să facă? Nu se mai zice? De ce? Nu vrea? Crezi că ai putea să o convingi, să continue? Eu cred că ai putea să... Ești mama ei. De ce cauți o aici? Să-mi salut cu prietenii. Să-mi salut cu prietenii? Da. Stop! Stop! Bună! 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 Așa, și? Eram îngrijorată că nu a venit să mă mai viziteze și am vrut să văd ce se întâmplă. Păi nu știu, că m-a omorât dracu cu mătură, toată ziua mătură. Și în sufragerie, și în bucătărie. Eu i-a spus, mă, din ești de dragă și tu ce-a stat mult. Tu ai mai stat în bocul cu ea, nu știu, nu știu, că și eu, pentru că e foarte greu, am un singur job să deținem familia, din seara, din zile, prea, de care nu prea mai avem timp de vorbă, da? Poate are și ea ceva să spun. Spune dracu, ce s-a întâmplat? Fica noastră este însărcinată. Ce să spun? În ochii îmi râde, altul îmi plânge. Sunt bucuros că o să devin bunic, dar nu mă așteptam ca așa de repede. Cu cine? Ce s-a întâmplat? Cu viața la noi. Asta este, dar nu putem să decidem mai viitorul copilului. Cum asta este? Ai 14 ani, Marita! O lasă ce ce vrei să-i facem? Dă-i unul. S-o omorâi. Nu vreau să! Dar nu ai avea tu grijă să iei. Păi asta este, că am fost la muncă. Ea a fost oarecum responsabilitatea la... Dar ce-i loc aici? Lasă-mă, dura, că dă-i eu mătura. Hai să ne gândim la o soluție, faptul este consumat. Are dreptate. Unde e acum? Papa, pe ea cheamă să discutăm puțin. Mai zis-o! Ia vino! Trebuie neapărat să ne întâlnim, să punem lucrurile la punct, să ne gândim ce facem cu viitorul copilului care îl așteptați. Păi,
Altfel de tată, da? Altfel de tată, în lui Dumnezeu pare, da? Exact. Hai să vedem. Și voiam să vă cerem, să vă cerem părerea. O să n-am să stăm deocamdată separați pentru că așa... Nu! Atunci. Nu! Ce nevăție acasă? Voi e acasă! Eu muncesc pentru 7 milioane și degeaba asta bani? Au fost legate de o poveste, fraților, pe care o avem în comunitate, de poveștile propriei noastre comunități, în care fete minore rămân însărcinate, de cele mai multe ori nu primesc un sprijin în perioada de dinainte, în cum să ne facem relațiile, cum, când a venit momentul potrivit pentru a avea o relație cu un băiat. De asemenea, vorbim de fete care ulterior abandonează școala. A fost distractiv să faceți piesa asta de teatru? Da, a fost foarte distractiv. Chiar nu mă așteptam să fie chiar așa de frumos. Eu sunt mama victimei și sunt actoră în această piesă, dar lumea trebuie să ia exemplu de la mine și să nu facă ce fac eu, să fac de inversul meu. Piesa asta de teatru este inspirată din întâmplări petrecute în comuna noastră. În această piesă eu sunt victima. Eu sunt vecina, cea care e ca un fel de poștă. Am repetat 3-4 săptămâni. Este o piesă inspirată din viața reală. Piesa pe care am urmărit-o astăzi reprezintă un pas sigur în comunitatea noastră și pot să vă spun, din ceea ce am eu în revistă, că există cazuri mult mai complicate referitor la acest aspect. Mulțumesc! Cum vi s-a părut piesa de teatru jucată de copii din localitatea dumneavoastră? Sincer, mi-a părut interesantă și având în vedere faptul că este inspirată din situații reale care se întâmplă la noi în comunitate, cei care au luat decizia să facă această piesă au fost bine intenționați pentru a le deschide ochii tuturor celor care trăiesc în comunitate cum ar trebui să procedeze cu copiilor să nu se mai ajungă la astfel de situații. Asta este inspirată din realitățile comunității noastre. Este vorba, pe de o parte, de fenomenul sarcinilor timpurii, minore, fete care rămân însărcinate, mult prea devreme, pe de o parte, iar pe de altă parte, este vorba de problemele și consecințele care apar din această situație. Și anume, mă refer la abandon școlar, posibile depresii în rândul minorelor. De obicei, aceste fete rămân închise în casă, sunt prea puțin integrate în, dacă vreți, în activitățile sociocomunitare. Nu au un destin dintre cele mai fericite. Relațiile lor nu au un destin dintre cele mai fericite. Asta am vrut să scot în evidență, pe de o parte. Pe de altă parte, am vrut să transmit și cât de important este să devenim empatici cu acest fenomen. El este, există, putem să fim îngăduitori și să vedem poate de ce se întâmplă, cum putem să le ajutăm pe fetele acestea. Aceste fete sunt nepregătite să crească copii, sunt nepregătite să devină mari așa de tinere. Actorii sunt din comunitatea noastră, din comunitatea Manuzună, din comuna Merișani, sunt niște tineri cu care noi mai colaborăm așa pe anumite activități. A fost foarte interesant și provocator pentru mine să lucrez cu ei, pentru că ei vin dintr-o comunitate în care, cu toții venim dintr-o comunitate în care problema sarcinilor timpurii există. Așadar, la toate procesările și la repetițiile noastre, am vorbit lucruri legate de aproape de intimitatea fiecăruia dintre noi, în ceea ce privește, să zicem, protecția în cazul relațiilor sexuale, ce înseamnă anumite proceduri chirurgicale, cum ar fi legarea de trompe. Prin piesa de față am adus în discuție și procedura aceasta pe care mulți medici o folosesc, din păcate, și anume legarea de trompe în cazul unor fete minore. Am avut și discuții de felul ăsta tehnice, să le zicem așa, medicale. Pe de o parte, o altă provocare pentru noi a fost să lucrăm cu ei,
pentru că știm că pot, știm că ei au un potențial și că dacă reușești să investești în ei, pot să spună ceva în viața ei. Cum au primit ideea de a deveni actori în piesa asta? Ideea l-a plăcut foarte mult de a fi actor, de a fi pe scenă, să zicem. Poate puțin, a fost puțin dificil pentru ei să joace o poveste reală, să joace povestea propriei lor comunități. Pentru că este foarte greu să spui că asta este povestea ta. De cele mai multe ori ești mândru, de cele mai multe ori sarcina timpurie este un subiect tabu, nu vrei să-l aduci în discuție. Da? Și atunci a fost pentru ei ușor dificil să joci propria ta poate poveste. Aș zice că dificil și în același timp i-a și ajutat, pentru că am sesizat chiar unele clișee care erau dobândite în viața reală. Da, sper că i-a ajutat. Eu îmi doresc foarte mult ca măcar tinerii aceștia cu care noi lucrăm să înțeleagă că problemele sociale ar putea să aibă un alt fel de fundament, ar putea să fie discutate poate cu instituțiile, cu noi, în comunitate și poate am putea să diminuăm acest fenomen și anume sarcinile timpurii.